Bănuiesc că cei mai mulți dintre noi avem subliniat în Scriptură sau în mintea noastră versetul prin care ni se aduce aminte că bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit, îndurările lui nu au ajuns la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și e bine că țin până seara târziu, până noaptea târziu. Sperăm că ați avut o zi binecuvântată de Dumnezeu și că acum sunteți acolo să ne ascultați. Nu pentru că neapărat vă aducem ceva special, ci pentru că încercăm, prezentând viața de fiecare zi, cu urcușuri, cu coborâșuri, să vă aducem aminte că Dumnezeu este prezent acolo, că lui Dumnezeu îi pasă de noi și că ne binecuvintează. Mă bucur să am astăzi împreună cu mine, în fața dumneavoastră și în felul acesta în casele dumneavoastră, o altă familie, o familie specială, Ciprian și Mădălina. Bine ați venit, Domnul să vă binecuvinteze. Și cine este? Pitica noastră, se cheamă Melora. Melora, pitica voastră, cât timp are? Face un an, peste 2 săptămâni, dar face de fapt 9 luni corectate. Deci creierul ei este de 9 luni, chiar dacă vârsta de naștere este de un an. Domnul să o binecuvinteze. Deci Amin. Deja mi-ai spus că este o fată specială. Da, da. Domnul să o binecuvinteze. O să facă și emisiunea noastră specială. Da. Acum, pentru cei care ne urmăresc, nu este nimic nou că noi nu regizăm viața. Încercăm să o prezentăm așa cum este și în viața asta, care uneori ne place, altor nu ne place, deci să nu o spunem deschis, să vedem mâna lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu și să vedem cum ajungem la concluzia că și când Dumnezeu îngăduie ceva ce nu este planificat de noi, până la urmă El tot este acolo, tot ne iubește. Da, deci de câți ani sunteți căsătoriți? Facem 4 ani luna viitoare. 4 ani luna viitoare. Oh, da. Sunteți în perioada în care puteți ține conferințe, că știi, la început le știi pe toate, pe măsură ce trec anii, unele lucruri se mai schimbă, dar la început chiar ai și curaj să spui foarte mult. Cum au fost primii 4 ani? Foarte bine. Foarte bine. Cu de toate. Foarte bine cu de toate. Ia zi-ne ceva, până Ciprian cântă duet cu fiica asta, stai liniștit, că ori se liniștește ea, ori tu, deci pe noi nu ne deranjează. Deci până ei cântă duetul, zi-ne nouă ce înseamnă cu de toate. Cu de toate. Noi... Adică bănuiesc, nu, v-ați căsătorit cu niște vise, cu niște așteptări, totul exact. O să fie normal, la voi nu o să fie ca la alții, corect? Corect, da? Corect, la noi o să fie altfel. Și cred că a fost altfel. A fost altfel, așa, da. Altfel cum? Bine, a bine. Fost bine, nu cum ne-am așteptat, dar viața ne-a călit și ne-a făcut să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Oh, deja vorbești de călit, adică... da. Da. Care au fost primele descoperiri interesante în viața de familie? Din punctul tău de vedere. În primul rând, viața de familie. Ha, viața de familie e o descoperire interesantă. Da. Fiecare pleacă cu principiile lui. Dar n-ai știut cântarea aia, se cânta pe vremuri, adevărat. Mai bătrânie, mai bine în doi. Da, și ai crezut-o, nevoi. Da? Da. Bun, dar tu te gândeai la nevoi? Sincer, mă gândeam, dar... Ce însemna pentru tine nevoi atunci când cântai cântarea, da? Era așa, o nevoie pe care era doar cântată. Da. V-ați căsătorit, deci normal, obișnuit, când a început primele surprize? După 3 ani de căsătorie am rămas însărcinată și... Ți-ai dorit? V-ați dorit copii? Da. Ne-am dorit și a fost tot ok, controle lunare, până într-o duminică, când lucrurile s-au schimbat, am început să sângerez, am mers de urgență la spital și mi s-a spus că am amenințare de avort. Și să stau internată, am refuzat, am zis că rămân acasă la pat. Asta nu prea era în calculele voastre. Nu era, cu siguranță nu. Am refuzat, am rămas acasă, când de fapt, în ziua următoare când am mers la control, sarcina nu era amenințare de avort, era sarcina oprită în evoluție, adică copilul deja era mort de 1 lună de zile. Și atunci viața mi-a fost foarte mult pusă în pericol, era risc de septicemie, mult complicat. Până la urmă trebuie să scoată sarcina și a fost o perioadă foarte grea pentru noi, pentru că ne-am dorit copilul și a fost așa un lucru pe care nu l-am înțeles la momentul respectiv. Ai avut așa vreo frământare în relația cu Dumnezeu, Doamne, de ce nouă, da. De ce... Da, și după o săptămână, după ce m-a externat din spital, am avut niște
dureri sufletești, fizice. După o săptămână, cumnata mea trebuia să vină cu fetița la binecuvântare. Oh. Și din respect, n-am putut să rămân acasă, chiar dacă nici condiția mea fizică, nici cea psihică nu era ok de a fi expusă public. Am zis că mergem totuși și atunci cred că a fost cea mai grea duminică pentru noi. Păi bun, acum eu bănuiesc, nu mă întreba de ce bănuiesc, nu? Că ai ajuns în biserică, pe lângă ce vedeai, avem noi expresiile noastre clasice. Dumnezeu a binecuvântat familia cu un copil sănătos. Cu... Nu, da. Nu-ți pui întrebări atunci? Ba da, acum îmi pun. Și acum fiecare cuvânt care se rostește la binecuvântare le au... Sună altfel? Da. Sună altfel. Da. Categoric. Cam cât... Tu, Ciprian, cum ai trecut prin chestia asta? Noi ca băieți, ca bărbați, pentru mine a fost greu, tot timpul am vrut să avem un băiețel, eu așa ziceam, o să fie băiețel, mă ziceau să fie fetiță, dar ca băieți eu am fost cu mult, cu lucru, cu... Nu a fost chiar așa dificil, dar nu mi-a fost tot una, adică mergeam... Mă de, avea burtă în fiecare seară, mergeam acasă, ziceam, puneam mâna pe burtică, ziceam, o să avem un băiețel. Ziceam, o să fie ciprișor mic. După aceea, când mergeam acasă, mă deși-o pregătit deja toate hainele pentru copil, tot. Și ce ai pregătit, băiat sau fetiță? Aveam și și. Aveai și și, aveam numai și să și. Vină, da. Și atunci, la 3 luni, când urma să merg la control, urma să aflăm dacă e fetiță sau băiat. A, deci tu așa din timp ai început cu pregătitul? Da, eu sunt o fire foarte organizată, așa mă consider, o fire foarte organizată, poate eu de multe ori prea fixistă. Nu perfecționistă, dar... Ba, foarte perfecționistă. Asta nu înseamnă că ți-e greu undeva, Ciprian. Tu ești organizat din naștere, da. Am înțeles, dar în stilul băiețesc, normal. Da? Da. Nu mă pot plânge din privința asta, e un om, seamănă cu mine pe... Și mai de dat. Stai că la voi ar trebui, că doar nu sunteți foarte departe de orăștie, de întreb o familie care am știut cu mai mulți ani, care am știut că nu e chiar ok așa în unele aspecte și după câtva timp îi întâlnesc la o nuntă și îl întreb pe el, zic, văd că e mai bine. Zic că, frate, ne-am mai tăbăcit. Așa-i. Deci cam așa, ne mai tăbăcim, da, după anumiți ani. Da. Cam cât ți-a luat până ai depășit chestia asta? Mi-a luat câteva luni. Dar m-am rugat. Mă rugam în fiecare seară, plângeam foarte mult. Dar a trecut. Dumnezeu m-a întărit și mi-a dat putere și a trecut. E important să îl ai pe Dumnezeu în astfel de momente? Nici nu se poate fără. Deci am avut acolo în salon cu mine femei care erau distruse, pur și simplu distruse. Și... Bun, și nu le poți condamna. Nu, clar, nu. Pentru că ca și om nu ai putere, nu ai putere, mai ales dacă, adică femeia în perioada sarcinii e mult mai sensibilă și emoțională și în perioada aia pur și simplu nu poți singură, dar am primit putere de sus și am trecut peste. Părinții au fost lângă voi? Sunt departe? Da. Sunt aproape? Nu, sunt aproape. Noi am crescut în aceeași biserică amândoi. Da. Noi ne știm de mici. Am fost la grupe împreună, prieteni de familie și Dumnezeu așa a rânduit ca... A, deci și la Cuscri nu a fost chiar așa de greu. Dar care, dacă tot ne ducem acolo, când a aflat că voi ați pus ochii unul pe celălalt, care a fost reacția lor? De început nu ar prea fost de acord. Hai că trebuie să auzim asta. După cum ai râs, Ciprian, trebuie să... Părinții mei au fost de acord. Părinții mei nu ar prea fost de acord. Dar eram mici. Mici. Ce înseamnă asta? Undeva la 14-15 ani pe acolo. A, deci voi... Da, noi... Ei credeau că voi cu păpușele, cu David și cu praștea și voi cu Goliat vă luptați. Acum, la început, a fost o copilărie mai mult la vârsta aia. Fii cinstit, acum zici așa. Da, acum. Bun, da, atunci. Acum când stau să mă gândesc. Bun, da, atunci nu era chestia serioasă. Adică tot nu ne mai dădeam câte un mesaj la o zi sau la două sau la...
acum când mă gândesc, erau copilării atunci. Nu, ce, cum să, atunci nu stăm, să nu stăm o, să stăm o zi fără să dăm un mesaj. Nu se putea. Și nu înțelegeai părinții ce au. Adică ce nu pricep ăștia, că noi avem maturitate. Noi știm ce ne zice. Maturitate de atunci. Da, sigur că da. Nu. Asta este. Nu, copii. Copii, normal. Da. Copii normal. Da, atunci chiar era... Deci atunci, pe la vreo 14 ani, să zic, a început așa. Și atunci când v-ați căsătorit? Ne-am căsătorit acum 4 ani. Deci cât a durat? De la 14 până la? Cam 8 ani. Cam 8 ani. Prietenie, așa. Mult. Da. Păi înseamnă că ați știut toate unii despre alții, nu? N-ați mai avut descoperit nimic și atunci... mai avut de descoperit. Încă sunteți în proces? Eu zic că omul până moare tot învață, știi? Chestia asta e și în căsătorie. Până mori tot înveți unul de la altul și te tot descoperi unul pe celălalt. Bun, dar nu ți se pare normal? Adică omul într-o continuă schimbare. Corect, și dacă el se schimbă și tu te schimbi, de ce nu s-ar schimba în relație? Da, evident. Eu chiar de multe ori m-am gândit când mai le zice unul la miri să vă ajute Dumnezeu să vă iubiți tot așa până la capăt. Mă, dar de ce îi blestem? Lasă să se maturizeze, adică viața se schimbă, ce trebuie să fie tot aici. Bun, dar faptul că v-ați cunoscut cu tare, nu? Nici nu te-ai gândit la alți băieți, așa, gata, ai fost fixată pe el și gata. Chiar am mai vorbit de multe ori subiectul ăsta și am zis că nici nu m-aș fi putut vedea cu altcineva. Dar ce ți-a plăcut la el? Nu că eu stai, Ciprian, nu vă așa, întreb și eu. Ce te-a impresionat așa? Cred că cel mai mult caracterul omului. Mai mult decât aspect, fizic, gândire, caracterul cred că te leagă. Nu, ți-a plăcut că e frumușel. Evident. Asta nu se discută, dar în primul rând ca se o relație... Discută, da. Da, dar o relație să dureze nu se bazează pe aspecte fizice, bun, materiale. Bun, dar acum pe că e trecut, dacă să ai unul cu caracter și mai urâțel... Nu știu, nu pot să... Da, elegant, zic că nu știu, dar e bine că nu s-a pus problema. Și tu, Cipri, ce... Ai văzut la fata din vecin? Eu aveam cam 17 ani și un pic. La început, mă, hai să vorbim și noi, cum vorbeau toți adolescenții, toți copiii. Dacă tot toți... e la modă, hai să intrăm și după aceea am ajuns, parcă nu mai puteam, tot timpul când și de vedeam o fată sau mergeam în tabere, mergeam în tot la ea eram. Și dacă nu era ea, eu am fost și mult plecat pe dincolo, mult. Poate un an și ceva pe dincolo, dar nu am avut nicio prietenă, nici pe dincolo, în Germania, în Spania. Deci tu făceai ce făceai, dar tot acolo te întorceai. Ăsta e semn bun, știi, ăsta e semn bun. Dar nu, ne-o lega ceva, dar așa a fost să fie. Așa a fost. Asta e bine, dacă ați pornit cu încredințarea asta, asta nu mai trebuie scoasă niciodată. Da. Indiferent ce... Bun, o să vin, că acum am rămas un pic curios. Deci, primul copil a plecat, da? Și a venit al doilea. A venit al doilea. După prima pierdere, am preferat să nu mai consultăm medicii de la noi din zonă. Mai încet un pic. Nu, cred că e chiar dulce ăla, da. Nu, am fost foarte mulțumiți de modul în care am fost tratați. Și am zis că mergem mai departe și o să mergem la Cluj, ca să fie sarcina monitorizată bine, să fim siguri. Ne-am pus încrederea în oameni, oarecum. Păi bun, acum, omenește, exact, ne facem omenește, partea, da. Exact. Și am mers lunar la Cluj, tot a decurs ok. La 5 luni și 2-3 săptămâni am mers la control la Cluj, sarcina ok. Doctorița de acolo îmi spusese că fetița e un pic mai mică în greutate. Dar au zis că nu-i problemă, fetițele de regulă, chiar și în momentul nașterii, sunt mai mici decât băieții. Nu-i nimic, după ce o îndopăm noi și exact. O punem pe picioare, da. Pe urmă am venit acasă și eu lucram la birou, ședeam foarte mult, începuse să mă doară spatele, eram foarte obosită și am decis să intru în concediu ca să protejez sarcina și să fiu sigură că nu afectează nimic din punct de vedere al muncii. Aveai un pic aveam un antecedent. Da. Și concediul pe care l-aveam nu mi-ajungea până în momentul în care trebuia să intru în concediul de prenatal. Și atunci am decis să fac un control ginecologic și un medic să-mi recomande, pe baza celor întâmplate, să-mi recomande un concediu de odihnă până în momentul în care voi intra în cel prenatal. Ca să nu mai merg la Cluj, că era destul de departe, am zis că merg la Alba, la cineva,
și să rămân acolo, posibil să și nasc acolo dacă nu reușesc să ajung până la Cluj. Și am mers la o doamnă doctor, i-am povestit situația, a fost de acord să mă verifice. Am zis dacă tot am mers la ea să o întreb. Începuse să am mici dureri în partea de jos a burții și pentru siguranța ei a zis că mă verifică să fie sigură. S-a uitat la mine, m-a întrebat de cât timp am durerile, i-am zis că de aproximativ 3-4 zile și mi-a zis că e risc de amenințare de avort. Wow. Eu m-am dus fericită, intram în concediu, stăteam până momentul alte care... planuri, exact, da. Total alte planuri. Și când mi-a zis risc de amenințare de avort, în capul meu au venit vocile dinainte și am zis, nu se poate, sarcina e foarte mare. I-am zis, cum să pleci? Acum o săptămână am fost la Cluj, a fost totul bine. Și au zis, eu spun ce văd acum, colul uterin se deschise și era, așa, erau zile, poate chiar ore până în momentul în care fetița era să plece. Ne-am speriat foarte tare și mi-a zis că mă internează. Am făcut ca și tura trecută, i-am zis că nu, mă duc acasă și stau în pat. Am stat în pat, dar probabil și din cauza. Mi-a spus că drumul afectează stresul și atunci automat toate au început să aibă impact asupra mea și am mers acasă. Nici nu cred că ai fi avut puterea să rămâi singură în spital. Nu, da. Asta era mai mare, știi? Aia e, că da. mie mi-e foarte urât de spitale, nu mi-e frică, dar nu-mi place. Nimănui nu cred că îi place să stea în spitale. Da, da. Și am mers acasă. Doar că n-am mai apucat să ajung ziua următoare să vină să mă interneze. Seara am început să sângerez și din nou la spital și dureri foarte mari de burtă. A fost, cred că, cel mai lung drum de 15 minute pe care l-am putut face până la Alba. Noi stăm în Sebeș. A fost cel mai lung drum și am crezut că nu mai ajungem. Și când am ajuns acolo, ca orice doctor, analize, totul de rutină luate. Când mi-a luat analize, mi-a găsit o infecție foarte mare, o infecție care se declanșează în momentul în care sarcina începe să nu mai fie sigură. Și atunci, doamna doctor, a venit în dimineața următoare, mi-a spus care e situația și a zis că pentru siguranța mea și a fetiței mă trimite la Sibiu, în caz că nasc, să fie protejată, pentru că la Alba nu aveau suficiente aparaturi și nici sistemul nu era chiar ok pentru copiii născuți atât de prematur. Și m-au trimis la Sibiu cu ambulanța. A fost cel mai lung drum, cel mai dureros. Începusem să am contracții tot la 5-7 minute, în continuu, până la Sibiu. Medicilor de pe ambulanțele deja le-a început să se fie teamă. Nu, sincer, doamna de acolo mi-a zis, nu am mai avut așa caz până acum. Ar fi bine să nu naști, așa mi-a zis. Îți dăm un sfat, da? Parcă ținea de tine, știi, doamne, da. Mi-am propus să nasc. I-am zis, eu sincer nu doresc să nasc, dar așa. Mulțumesc a fost. De încurajare. Tu unde erai? Erai cu ea? Nu. Nu i-a dat voie să vină pe ambulanță. A venit în spate cu mașina noastră. Și m-a internat la Sibiu. Evident, când m-am dus acolo, toată lumea m-a întrebat cine e medicul meu. I-am spus că sunt din Sebeș, nu am medic aici la Sibiu și am fost tratată ca atare. Am așteptat. Asta era joia, așa-i? Da. Sau vinerea? Da. Joia, cred. Am fost tratată ca atare, m-am internat și m-au tratat ca un pacient normal. Dacă venea un medic, te verifica, dacă nu, așteptai. M-au băgat pe niște perfuzii care să forțeze sarcina să nu poată să plece. Și în același timp mi-au făcut niște injecții pentru plămânii bebelușului, așa mi-au zis, pentru că la vârsta de 6 luni încep să se formeze plămâni și toate celelalte organe, pentru că era deja risc de plecare, ea nu mai avea cum să prinde perioada asta de formare și atunci au început să-i dea niște injecții. 4 zile am stat numai în pat, n-am avut voie să mă ridic deloc, am mers până la baie jumătate de minut, n-aveam mai voie mai mult să mă ridic. Și nu m-am pat, continuu cu niște perfuzii ca să forțeze sarcina. Când se termina una, punea cealaltă. 4 zile am fost legumă. Legumă, legumă, legumă. Și pe urmă, într-o duminică, duminică noaptea. Da. Duminică noaptea, am început să mă ia durerile foarte mari, am chemat asistentele, m-au verificat un doctor și mi-a zis că o să nasc. Pentru mine a fost, am zis, Doamne, nu se poate așa ceva. Clar, eu, ca om, tu nu puteai să depășești exact experiența la mine toate veneau din spate.
Și eu am zis, Doamne, nu se poate așa ceva, greșește, spune Doamne că greșește și că nu vede bine, că fata stă. Mi-a dat perfuziile, dacă mi-a dat perfuziile, până la 7 luni poate să stea liniștită. Eu tot cu gândul ăsta, între timp asistentele veneau, îmi luau lucrurile cu căruciorul să mă duc, eu tot speram că nu, că nu, că nu, că nu. Și la 4 și un sfert, nu a mai fost nimic de discutat, Melora era deja aproape plecată și la 4 și jumătate am auzit un, nu pot să-l numesc plâns, a fost un, ca un șchelei de cățel. Un sunet. Un sunet așa subțire și firav. Și nu mi-a venit să cred că un copil la 6 luni poate să plângă. Ăla a fost plânsul pe care ea l-a avut la vârsta de 6 luni. Și așa s-a născut Melora, într-o noapte de duminică la 4 și jumătate. Și acum aproape împlinește anul. Da. Și Melora, eu în dureri și în toate cele, am văzut-o ca un copil normal, nu am sesizat nimic diferit. Și pe urmă, dimineața au venit Cipri și am mers să o vedem. Mi-au spus asistentele, merg sus, o alăptez la 3 ore, dacă Dumnezeu îi dă zile, o să aibă zile, dar șanse sunt foarte mici ca să trăiască. Am fost distrusă ca mamă, am zis, e extrem de dureros să naști și să-ți spună că nu are șanse copilul tău să trăiască. Am zis către Cipri, tura trecută, când n-am apucat să văd dacă e fetiță sau băiat, mi s-a părut foarte greu. Dar acum, când îți spune că nu are șanse de viață, parcă e... Am simțit că tot se distruge. Și am mers sus, eram internată la etajul 3 și la etajul 4 era secția de prematuri. Și am mers și am rugat acolo asistenta să-mi arate incubatorul ei. Și toți copiii care sunt născuți prematuri sunt acoperiți cu o pătură ca să le creeze senzația de burtică întuneric. Și când mi-a ridicat păturica, n-am avut cuvinte. Deci nici eu, nici Ciprian am rămas acolo blocați și pur și simplu nu am, știu ce să zicem, n-am știu dacă să plângem. Melora, cât o vedeți acum de energică, Melora era atât cât palma. Atât așa de aici, până aici era toată. Cu cap până aici la picioare, deci de dimensiunea asta era ea, așa cât palma, și am rămas și ne uitam la ea și nu știam ce să zicem. Nu știam. Păi nu ești pregătit. Nu, cine te pregătește pentru asemenea situație? Deloc. Și ce mi se pare mie un pic, vezi că noi discutăm și eu cred că suntem sinceri, că ne încredem în Dumnezeu, că da, El tot ce face este bine, că nu greșește niciodată. Bănuiesc că și voi v-ați rugat, s-au rugat părinți, probabil evident, prieteni de-ai voștri din biserică. Și în momentul în care pui cele două filme, filmul din cap și realitatea împreună, nu prea bat una cu alta și sunt momentele acelea în care nimeni nu te-a pregătit, nici nu știu dacă te poate pregăti cineva, poate numai dacă cineva trece pe acolo. Cu toate astea nu ești pregătit ca om să accepți că tu o să poți fi pus într-o situație de genul. Deci, să zicem așa, cineva te ascultă acum, da, o familie la început de drum sau o fată necăsătorită, doi tineri care sunt pragă, vă ascultă pe voi, șansele 99,9% este să-l spună nouă, nu se întâmplă exact niciodată așa. Exact, același lucru am spus păi și eu. Păi de ce? Că nu avem antecedente în familie, că am exact fost serioși ca tineri, că-L iubim pe Dumnezeu, că toate, că avem încredințarea, că Domnul ne vrea împreună, adică suntem da, într-o relație în voia lui Dumnezeu, toate astea te fac să spui la noi nu poate fi... La noi e altceva, e la special. Noi e altceva, da. La noi nu o să fie probleme. Așa am zis și noi. Și noi am fost tineri cu aspirații mari. Și bănuiesc că și dacă v-ar fi spus cineva ceva de genul ăsta, nu știu dacă... Da. Eu mă gândesc la mine câteodată, să zic așa, la lucruri care le-am învățat în tinerețe sau nu le-am învățat și știi câteodată mai avem așa tentația să spunem nu ne-a spus nimeni. Dar eu am și ajuns la vârsta în care spun și dacă mi le-ar fi spus cineva, care e garanția că ascultam? Da. Că am auzit, odată mă știu pe mine că aveam figuri în cap și așa. Și apoi am început să aud pe prea mulți care mi-au spus, fie că au fost la o conferință sau ceva, frate, eu gata, am ascultat premată când am fost necăsătorit. Mă uitam așa la dumneavoastră. Păi ce zice ăsta?
Și după ce ne-am căsătorit, n-a durat un pic și am zis, băi, ce-o zis ăla, uite. Da, asta este. Da. Și cum? Ați fost acolo, copilul în fața voastră. Am rămas fără cuvinte. Am plecat de acolo. Și... Ai alăptat-o? Da. E, și cum o țin? Nu, procesul de alăptare e diferit, e diferit la un copil prematur, dar nu e clasic. Tot procesul se face manual, sunt folosite doar cănițe sterile de ce material, un fel de inox. Deci ei sunt alăptați prin sondă. Le este introdus o sondă până în stomacel și așa. Asistentele de acolo mi-au zis că un copil născut la 6 luni de zile va trebui să stea în spital până în momentul în care ar fi trebuit să se nască. Adică diferența de la 6 la 9. 3 luni de zile. Eu am zis nu. Nu, că melora într-o săptămână o să se îngrașe, o să-și devină, o să fie totul bine. Adică tu încă erai pe unde nu stai un pic. Exact. Ceva trebuie să ne aducă la normal. Da. Da. Și am tot sperat. Am tot sperat. M-am dus, am plâns. Am plâns mult, mult, mult am plâns. Le-am spus familiilor să se roage pentru noi, când am văzut că lucrurile chiar nu se schimbă. Asta a fost în o zi, două. Mie mi s-a părut două zile foarte lungi. Am apelat la biserică, l-am rugat pe fratele Ruben, păstorul nostru, să anunțe să se roage biserica pentru mine, în primul rând pentru mine, pentru că am nevoie de încurajare și credere în Dumnezeu mai mult în perioada asta. Și în al doilea rând pentru Melora. E important să ai la cine apela? E extraordinar. Deci e extraordinar să știi că oamenii se roagă pentru tine. Și din vorbă în vorbă, multe biserici s-au rugat pentru noi. Multe, multe biserici. Și asta face foarte mult pentru un om, să știe că are o familie. Pe lângă familia lui de sânge, are și o familie spirituală care se roagă și chiar dacă nu te cunoaște, și le se pasă, roagă pentru, da, exact, le pasă și te aducă înaintea lui Dumnezeu. Ce poți face mai mult? Adică exact. Omul oricum e neputincios în astfel de situație. Exact. Și cât a stat în spital? Două luni jumate. Două luni și jumătate. Da. Nu a fost problema că a stat în spital. A fost problema că medicii mi-au zis că ea nu prea are șanse. Plămânii neformați, creierul slăbuț. Și cu toate astea, Melora au respirat singură. Deci la plămânii neformați, Melora au respirat singură. Plămânii erau formați pentru că Dumnezeu i-a format înainte de vreme ca să poată să iese pregătită și Melora au respirat singură. Toți copiii care se nasc prematur sunt intubați, se bagă un tub până în plămâni și nu auzi absolut nimic, nici când plânge, nici când mâre, nimic, 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 totul se vede pe un aparat. Medicii își dau seama în funcție de ce apare acolo, dacă bebelușul plânge, dacă îl doare ceva. Și Melora nu a avut nevoie de aparatura respectivă. Ei au respirat singur, au avut niște oxigen băgat în nas. Și pe parcursul zilelor, i se tot reducea doza de oxigen până în momentul în care a reușit să facă față cu contactului cu aerul nostru. Dar eu... Deci, avem o minune. Da. O minune în față. Da. Da, și... Bun, vezi, și aici mă gândesc că nu... Așa cei care, să zic, încercăm să avem o viață serioasă cu Dumnezeu, mai vrem să vedem câte o minune, dar nu ne gândim la așa ceva. Adică noi ne-am gândit la altceva. Ai vrea să vezi minunile, dar să le vezi la alții. Sau să le vezi în partea frumoasă, știi? Să, exact. Da, 10.000 de euro să devină 100.000 și ne-am sacrificat, da. Nu, eu știu cu... Da, da, dar nu știm niciodată ce plan are Dumnezeu cu viața noastră. Da. Viața vi s-a schimbat un pic. Acum câțiva ani de zile a fost așa un val la noi în biserică în care frații în vârstă au început să plece. Și printre ei s-a numărat și străbunicul meu. Eu tot timpul i-am zis bunicul pentru că toți din ea mi-a spus bunicul, chiar dacă nu era și străbunic. Și el și cu un frate, tot de seama lui, undeva la 90 de ani, amândoi 80-90, tot timpul când mergeau și erau rugați să dea câte un îndemn, eram așa de fascinată de modul în care prezentau lucrurile. Niciodată nu filozofau, tot timpul ne dădeau întâmplări experimentate de ei, modul în care Dumnezeu lucra pe vremea lor și experiențele pe care le trăiau ei. Și stând așa și ascultându-i, m-am gândit de multe ori, oare noi
am văzut că pleacă tot pe rând și m-am gândit, oare noi ca și generație, oare noi mai avem ce să zicem la ceilalți de care vin după noi? Că părinții... Sau noi povestim poveștile exact, bunicilor noștri. Exact, părinții noștri ne povestesc ce s-a întâmplat, cum i-a vindecat Dumnezeu, sora mea a fost vindecată, sora mea a avut plămânii uscați și de la Cluj nu i-a dat nicio șansă. Ce vârstă avea atunci? Undeva la 10 ani. Și Dumnezeu a vindecat-o. Total. Și medicii Dumnezeu nu și-au explicat. Dumnezeu, exact. Da, în fiecare generație. Și asta. Eu tot timpul mă gândeam, oare noi ce o să le mai zicem când o să avem copii? Ce o să le spunem copiilor noștri? Dacă noi o să fim așa, fără nicio experiență. Păi uite că te-a scăpat Domnul de o exact. Teamă. Exact. Și asta a fost primul lucru care mi-a venit în minte. Am zis, nu numai că am ce zice copiilor, dar pot să spun exact viața lor, adică nu vorbesc din auzite sau din viața mea. Viața ei e cel mai bun exemplu pentru cum Dumnezeu a lucrat. Știi la ce mă gândesc eu acum? Dacă Dumnezeu ne-ar ține cu viață și ar merge lumea, normalitatea ei, oare ce-am vorbit peste 10 ani? Știi că acum da. Nouă ni se pare, poate că suntem așa, no, bun, gata, Dumnezeu a făcut lucrarea asta, e ok, o să mergem, nu știu de ce, s-ar vedea peste 10 ani ce povestim să fie din nou foarte interesant. Da. Ce a fost interesant cu tine în toată perioada asta? Schimbăm, da. Da. Eu când, prima dată când am mers și am văzut, mi-a zis, mă, de m-a sunat noaptea Cipri, o să nasc. Eu eram acasă, că nu puteam sta la spital și nici nu ne așteptam să nască. Noi tot, eu îi ziceam la mădă, o să treacă o lună, după aia stai liniștită, o să treacă cumva o lună, o să vii acasă sau o să stai acolo și o să treci o lună și după aceea să naști normal. Și la 7 luni ziceau doctorii că e în regulă să nască. Când m-a sunat Cipri, eu în noaptea asta o să nasc, am zis, sigur, nu se poate, visez. Da, nu e în calculul da. Meu. După aceea m-a sunat la 4 și ceva, mi-a zis, Cipri, am născut, am adormit, eram foarte obosit, am fost la ea până târziu și așa, după aia când am ajuns, când mi-a zis, Cipri, am născut, am adormit la loc, repede. Când m-am trezit, somnifer, m-am trezit speriat după câteva minute, mădă, a născut, m-am uitat la telefon, chiar am vorbit cu mădă. Am sunat-o. Nu știai dacă ai visat. Da, nu știam. Nu... Tu erai ca Petru, da, nu știai că... Da, nu știam. Ce, nu se poate așa ceva. Cum să nasc la 6 luni? M-am dus la Sibiu. Nu, până la 9 n-aveam voie să intru. Am stat până la 9. Când am intrat înăuntru, am zis, hai să mergem amândoi să vedem pe Melora. Mă, de mi-o zice, Cipri, vreau să o cheme Melora. Gata, Melora, noi Melora, ziceam. Hai să vedem pe Melora. Gata, ne-am dus amândoi. Când am văzut-o, am zis, wow, era mică, era, n-am crezut că există copil care să fie chiar așa mic. N-am văzut prematuri. Nu avea formă de copil, aia era ideea, nu avea formă de copil. Nu? Nu, avea formă de un embrion mai dezvoltat. Deci nu avea formă, o să vă arătăm niște poze dacă doriți, nu. Nu avea formă de copil. Și după ce am ieșit de acolo, la mădei s-a și făcut rău, până am ajuns înapoi jos. M-am dus, am chemat o asistentă sau o infirmieră, nu știu ce. Și am zis, e rău la soție. O zis, păi cum ați urcat așa sus? Păi fără am urcat. Trebuia să duci în scaun cu rotile. Am zis, de unde să știm? Ce, n-am avut de a face cu așa ceva. După aceea, le-am sunat pe toți, le-am scunăscut mădă. Și toți ziceam, nu sunt șanse să trăiască și te trăiește, o să fie cu probleme toată viața. Cu aia, toți citeau pe internet tot felul că nu o să aibă creierul normal, nu o să... No, și am tot sperat că să fie bine și până la urmă e foarte bine. Vedeți ce? Păi și suntem numai la început. Nu are stare niciodată, nu. Tot timpul e așa. Pe perioada spitalizării, cred că a fost cel mai mare test pe care Dumnezeu a putut să mi-l dea mie. Testul răbdării. Eu de fel sunt o fire foarte agitată, că nici Melora... Cum ești acum, bine? Cu răbdarea? Nu, așa, în general, cum ești acum, bine? Da. Că mă gândesc dacă să zic ceva sau nu. Da, spune-ți, liniștit, sunt bine. Că, na, sper să nu...
cel mai mare test pe care mi l-a dat Domnul până acum? Da. Da, mi-am spus-o singură. Da, eu m-am gândit la discuția peste 10 ani, da. Știi? Deși... Din nou, nu înseamnă că luăm niște chestii în calcul, dar se pare că un pic maturizându-ne în umblarea cu Dumnezeu, ajungem să acceptăm că planurile lui Dumnezeu pot fi uneori radical diferite de planurile noastre. Da. A zis cineva, eram tânăr și a zis cineva, nu știu de ce am reținut-o asta, dar am reținut-o până acum. Auzi, când suntem tineri, îl iubim pe Domnul și noi spunem, Doamne, fă ce vrei cu viața mea, dar ce nu cred că avem habar ce zicem? Așa-i. Suntem sinceri și din nou, noi spunem, fă ce vrei cu viața mea, probabil după cât gândim noi că s-ar putea întâmpla. Dar așa, eu nu aș judeca pe cineva, sigur aș găsi niște cuvinte de încurajare, dar nu aș judeca pe cineva care după ce aude foarte multe și nu s-ar grăbi să zică fă ce vrei cu viața mea, ci poate ar zice mai degrabă, Doamne, dacă ar fi după mine, cam așa aș vrea să mergem, dar pentru că Tu ești Dumnezeul vieții mele și știi mai bine, mă încred în mâna Ta și dacă aduci ceva special, dăm și putere. Dacă vreodată ți-ar fi spus cineva că vei trece pe aici, ai fi crezut că ai putere să treci? Nu. Și te pregătește Dumnezeu în momentul ăla? Te pregătește și te pregătește bine. Te pregătește bine. Prima lună, cât am stat în spital, tot speram că o să vină momentul și o să-mi spună zilnic, ne o cântărea pe Melora și îmi spunea cât punea. Și punea grame, grame, grame. S-a născut la 720 de grame și a scăzut până la 600. Oh. Și câte o jumătate de kilogram de făină sau de zahăr. Și fiecare gram conta pentru mine. Și faptul că zilnic mă duceam și punea grame pe ea și niciodată nu a dat înapoi, pentru mine a fost un semn că Dumnezeu îi poartă de grijă. Și prima lună am tot sperat, cum să-mi zică, o pus un kil de ieri până astăzi și gata, mâine plecați acasă. Dar nu, erau tot grame, grame, grame și răbdarea mea era... Deci la voi minunea venea cu gramul. Cu gramul. Minune la gram. Minune la gram. Minune la gram. Și prima lună a fost foarte grea. Știam că Dumnezeu e cu noi. Noi ne-am și rugat pentru ea, l-am rugat pe fratele Ruben să-i facă ungerea. I-a făcut ungerea, i-am adus ungerea, nu aveam voie să pun nimic. În momentul în care eu intram la copiii prematuri, trebuia să mă dezinfectez până sus cu două soluții și pe urmă cu un gel și doar așa, nimic, nu aveam voie să... Ciprian când venea să o vadă, doar echipat cu răspunzător și nu avea voie să o atingă. Nu am avut cum să-i dau șervețelul cu ungerea ei propriu zis, dar l-am avut pur și simplu la mine. Și Dumnezeu lucrează prin credință. Nu șervețelul în sine, cât credința și rugăciunea bisericii și a noastră. Și după prima lună am tot sperat că o să treacă mai repede, dar nu trecea. Și la un moment dat Dumnezeu mi-a dat putere, pentru că lupta nu a fost a mea, era celui rău cu mine. Și încerca să mă descurajeze, dar nu vezi cât e de mică, n-are cum. Erau copii care se nășteau la un kilogram și ceva. Am experimentat lucruri atât de dureroase, o mamă cu doi gemeni. Că nu ești acolo singură. Exact. Deci e durerea ta și durerea altora. Exact. În salon, acolo erau mulți copii și era o mămică care avea două gemene. Și la un moment dat, în momentul alăptării, fiecare mămică era lângă incubatorul ei, într-una din zile, la momentul alăptării, unei dintre fetițe a început să-i se facă rău, au venit toți medicii și eu, ca mamă, să stau lângă Melora și să văd că altă fetiță e... A fost un lucru foarte dureros. Și în ziua respectivă, mama a pierdut una dintre fete. Și pentru mine, fata aia a fost... o încurajare și Dumnezeu mi-a arătat că ea a primit două fetițe, a rămas pentru una și a rămas în spital două luni de zile pentru ea. Și a continuat să creadă că va fi bine, chiar dacă nu era de nici o religie anume, pur și simplu credea în Dumnezeu. Da, păi asta e. Vezi, acum noi încercăm pe Dumnezeu cu toată să-L băgăm în formele exact. Noastre sau... că ai zis de credință și noi asta ar trebui să știm teoretic din Biblie, nu? Dar de multe ori ni se pare, mă gândeam la oamenii din timpul Domnului Iisus Hristos, mi-am dat aminte în timp ce vorbeai, că
l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos făcând ceva și poate în mod involuntar s-au gândit că ce a făcut Iisus Hristos, metoda în sine contează, și zice că au venit la Iisus și au rugat să-și pună mâinile. A văzut că a pus mâinile dincolo și au zis, a, dacă își pune mâinile. Și în mod intenționat Iisus nu face ce zice ei. Și am zis, de ce? Pentru că Iisus, cred că asta era mesajul, nu metoda ține, eu. Nu contează ce metodă folosesc. Eu folosesc metoda dacă vreau să vorbesc, dacă vreau să ating, dacă vreau să zic ceva de departe, că sursa sunt eu, nu o metodă ca să credem noi că, wow, dacă e metoda respectivă. Deci, și din nou, oamenii care au o relație cu Dumnezeu, cât o au ei, știu, grăuntele de muștar sau ceva, Dumnezeu este credincios. Asta este marea binecuvântare. Păcat că în timp ce Dumnezeu ne primește la nivelul în care suntem, unii nu continuă relația lor cu Dumnezeu. De fiecare dată când eram descurajată, Dumnezeu mă încuraja prin oameni. Pur și simplu mă sunau oameni și îmi ziceau, nu știu ce să zic, am vrut doar să știi că ne rugăm. Și pentru păi mine, eu cred că e cel mai fain lucru. Pentru mine lucrul ăsta era foarte, foarte de valoare. Nu, dar asta, acum, ca slujitor, noi trecem și noi prin diferite situații, ce am încercat să le spun unora, știi că vine unul, nu să se plângă neapărat, dar să spună, frate, am trecut prin situația respectivă și nu m-a sunat cineva sau, și am spus, frate, nu-l condamna. Cine l-a pregătit pe el pentru situație? Și zic, poate că omul se roagă pentru tine, dar la modul sincer se gândește ce să-i spun. Îi spun o prostie sau ceva, da. Că eu doar n-am trecut pe aici, nu știu ce să-i spun. De asta zic că oamenii care te-au sunat și nu ți-au zis nimic altceva decât să știi că te rugăm, aia chiar au avut multă înțelepciune, că ce explicații să dai? Îți spune și el... mereu la momentul potrivit, când chiar nu mai aveam putere, primeam câte un telefon. Dar voi ați avut istorii din astea în familia voastră? Nu. Deci în ce familie te-ai născut tu? A părinților tăi? Familia sârbu. Da? Da. Familia păstorului? E unchiul tata. Unchiul tata, da. Copii sănătoși, tot, bine. Tot, câți tot, copii? Tot. Numai o soră mai am eu. Numai o soră mai am. Da, ați înțeles doar. Bine, deci da. Practic la tine cam până la căsătorie n-au fost foarte multe trambuline. Da, da, au fost. Da, bun, deci dacă drumul a fost mai lin, trebuie la un moment dat să mai apară și frumusețe ca să nu te plictisești. Tu cum ai fost? Eu am fost 5 frați. Așa? Din care unul la vârsta de 5 luni jumate a murit. Avea toți băieți? Nu. Am rămas doi băieți și două fete. Am mai avut un frate care a murit la 5 luni jumate. A avut probleme cu inima. Era... mai mare, mai mica amelor când s-a dus. Nu a fost, noi eram copii, eu aveam 5 ani, nu a fost chiar așa, să zici. Să am vă rămas, marcheze, da. Nu. Da, am rămas, mi-aduc aminte puțin, dar nu a fost pentru mine copii. Și așa, tinerețea, v-ați descrie o tinerețe normală, biserică. Da. Implicare, grupuri, cor, am fost implicați. Nu, că eu încerc cumva și mă duc în direcția, văd că aici e un pic mai greu. Că dacă, deci așa e foarte greu, nu? În situația ta, hai să vorbim, e foarte greu. Imaginează-ți că aveai câteva greșeli în tinerețe. Unde crezi că te gândeai tot timpul? La greșeli, evident. La greșeli. A, Dumnezeu mă pedepsește, că știi că tot acolo te gândești. Da. Și atunci... e partea frumoasă că nu vorbim de desăvârșire, dar e partea frumoasă că nu trebuie să te duci la greșeli și partea mai grea când spui, bine, dar eu? Vezi că eu l-am văzut pe Iov, care Iov la un moment dat spune, Doamne, să-ți spun de ce sunt supărat printre altele. Du-te și întreabă văduvele din orașul meu. El spune, du-te și întreabă ogorul meu. Dacă eu nu mi-am tratat ogorul cum trebuie, du-te și întreabă pe ceilalți dacă eu mi-am oprit privirea sau ceva. Adică, de fapt, mesajul lui este, Doamne, poți să-mi dai și mie explicație, că eu chiar am trăit frumos. Să nu vă gândiți că noi am acceptat și am zis,
Mulțumim, Doamne, de încercare. Trecem, așteptăm să treacă. Nu. Și noi ne-am gândit, Doamne, cu ce am greșit, de ce noi? Și Dumnezeu așa frumos ne-a liniștit și a zis, voi sunteți speciali. Sunteți speciali și ați primit un copil special. Corect, așa. Și pentru simplu fapt că Dumnezeu i-a dat viață, ăsta a fost un semn că Dumnezeu a vrut o vie. A vrut o vie și nu numai că a vrut o vie, a vrut o sănătoasă. Sunt copii care se nasc și rămân cu tot felul de urmări. Urmări pe care încep să le vezi undeva la vârsta în care creierul începe să se dezvolte. Melora nu a avut absolut nimic. Copiii care se nasc prematur la 7 luni, 6 luni, nici nu pică, nici nu intră în discuție. Copiii care se nasc la 6 luni, de regulă, au nevoie de terapia Voita. Terapia Voita este o terapie care îi ajută să se dezvolte. Adică sunt exerciții pe care, în care medicii le mișcă mâinile, ei nu știu să-și miște mâinile, nu știu să întindă mâna după jucării, nu știu să zâmbească, nu știu să reacționeze la nimic, la niciun fel de stimul care îi afectează. Și atunci copiii prematuri de regulă au nevoie de această terapie, nu știu să stea în fund. Sunt multe lucruri pe care copiii mici... Ia mai un pic și face ea terapie cu noi. Exact. Deci ea nu are absolut nimic. Nimic, nimic, nimic. Acum, întinde mâinile singură, nu a avut absolut dacă nimic. Dacă ai zis așa din... Mai aveți curaj să vă gândiți la un copil? Da. Cum să nu? După o lună de zile de stat în spital, am început să am dureri de stomac. Și evident v-am dus la cabinet acolo, le-am spus că mă doare stomacul, m-au întrebat de ce ești aici, de ce stai, de cât ești în timp ești în spital. Le-am spus de o lună și mi s-a spus ai făcut ulcer pe bază de stres, du-te mănâncă biscuiți. M-am dus, am mâncat biscuiți. Ce simplu se rezolvă. Da. Orice durere, biscuiți, un calmant și trece. Mi-au dat calmante. O să țin minte chestia asta, biscuiți. Da. Iau un pachet de biscuiți, mănânc un pachet de biscuiți. Și m-am dus, am mâncat biscuiți, știi? Nu ți-o spus și de care, numai să... Biscuiți, ca să trag acidul de la stomac, da. Să nu... Și m-am dus și nu mi-a trecut. Ultima o alăptam tot la 3 ore pe Melora, mergeam să o alăptez și pe urmă plecam și mă întorceam iarăși la 3 ore. Ultima oră la care o alăptam era la 12 fără un sfert, noaptea. Și veneam de la alăptat undeva la 12:30, către 1. Și ele au pus-o pe baza stresului. M-am gândit la început, poate n-am mâncat, am început să mănânc seara, după ce veniam. O săptămână de zile aveam continuu durerile astea de stomac. Și după o săptămână de zile n-am mai putut. Le-am spus că dacă nu o să cheme un medic, normal trebuia să cheme pe altcineva de la altă secție să mă verifice dacă nu era lucru de ginecologie. Le-am spus că dacă nu o să cheme, o să plec din spital și o să merg la o clinică privată, pentru că nu puteam să continui să stau în durerile alea, pentru că am deja început să am probleme la lactație. Nu mai avea același flux și pentru ea laptele de mamă era foarte important. A venit un medic, m-a verificat și mi-a spus că am pietre la fiere. Da, bun, acum dacă tot ai o viață liniștită și n-ai ce face, mi se pare normal să... Să primești câte într-o ceva. Într-o viață liniștită, să primești câte ceva. Da, și mi-a spus că am pietre la fiere. M-a întrebat dacă am avut antecedente, i-am spus nu, fierea mea a fost normală. Pe perioada sarcinii, de regulă, femeile fac diabet, fac tensiune, tot felul de... Organismul își face un pic de cap. Chestii astea minore. Da, ochii minore își face de cap organismul când ești în perioada sarcinii. Și mi-a spus, e riscul să ai pietre la rinic, la fiere. I-a spus la rinic, știu de ele. Cu toate că atunci nu aveam nimic la rinic, îmi dispăruseră. Și mi-a spus că nu numai că sunt pietre la fiere, sunt foarte, foarte mici, adunate ca pungulițe, așa de multe erau. Și m-a zis că nu, dacă pleacă vreo piatră, e riscul de pancreatită. Pancreatita e cam la sună limită frumos, de viață. Da, deci sună frumos. Da, mi-a zis că dacă pleacă o piatră și faci pancreatită, acolo nu mai pot interveni medicii, așteaptă să vadă, ori te duci, ori reușești să birui singur experiența. No, după o lună de stat în spital, mă gândeam să fac pancreatită sau să rezolv problema. Și nimeni nu vrea să mă verifice, niciun medic de specializare respectivă. Și într-un final a reușit să contactez un medic. Mi-a spus că mă operează pe propria mea răspundere. Ei nu vreau să ia pacienți de la o secție la alta, numai dacă mergea la secția respectivă. A acceptat să mă ia. Mi-a făcut transferul de la ginecologie la chirurgie. La chirurgie a fost o experiență foarte urâtă.
condițiile erau mult mai diferite. Secția de ginecologie era renovată și era făcută după standarde europene. Deci ție, ți se părea greu unde erai? Exact. Și eu tot timpul spuneam la Cipri, Cipri, nu mai pot. Nu mai pot aici, vreau acasă. Nu mai pot. Nu mai pot, trebuie să plec de aici. Și domnul a zis, nu-ți place aici, nu la mai condițiile poți aici, astea? Te duc și adică dincolo. Te duc un pic dincolo să vezi dacă îți place. Și m-a dus acolo. De multe ce ori... fain e că acum le zici zâmbind. Da, le zic zâmbind, au trecut deja un an. Și... Da, da, ce fain e că le zici zâmbind. Noi tot timpul ne plimbam, aveam voie să ies pe acolo, prin curte, mai ieșeam, pentru că și psihologa respectivă de acolo, de la secția de copii prematuri, venea la femeie și le recomanda să plece un pic, să mai iese pe afară, să nu stea tot acolo. Nu avem probleme. Și ne plimbam pe acolo și am văzut clădirea respectivă de multe ori, dar niciodată nu am crezut că acolo e o secție de ginecologie. Am crezut că e o clădire abandonată de sau un chirurgie. Monument. De chirurgie, de chirurgie, așa, da. De chirurgie. Am greșit. Și când m-a vedeai tu niște magazini acolo, pe acolo de filme, horror. Deci nu pot să vă descriu, dar dacă o să vă căutați pe net secția, o să vedeți cum arată. Deci a fost o secție teribilă. Și o trebuie să mă opereze. După ori... Și acolo făcea operație. Evident. Da, pe lângă toate condițiile au fost și gândurile. Dacă. O venit, m-o chemat. Păi vezi cum ți-ai luat gândurile de la fata, acum exact. Nu, da, nu era da. Așa. Da, păi n-am fost mulțumit acolo, că nu mi-a plăcut, că era totul renovat, am vrut dincoace un pic. Și mai aveai venit la fată după aceea. Și n-am mai avut voie. O săptămână de zile n-am avut voie să merg la fată. O săptămână am fost mampat, am avut tuburi, nu știu dacă știți cum arată operația de fiere, a fost paroscopică, cu tuburi băgate, n-aveai voie să ieși din spital. Arată niște... bine, da, da. Foarte bine. O săptămână de zile a fost boboc. Și după o săptămână de zile am zis către Cipri, Cipri, mă duc acasă, m-am dus dincolo la ginecologie și m-am simțit ca acasă. Wow, și am zis, Cipri, că îmi place aici, mai stau un pic decât să... Și Cipri, ce aveți, dacă ai fost de mulțumitoare și tot timpul ai zis că vrei să pleci, odată vrei să pleci, domnul, s-o da răbdare dincolo, că aici a fost... Bine, s-au rezolvat mai multe probleme deodată, exact. Așa să n-aveai ce faci. Exact, da? Ce să fac, domnul, stau 2 luni degeaba numai acolo, să mă mai mut un pic. Și după 2 luni jumate a venit momentul în care să ne dea și nouă drumul acasă. Frumos, deci... Nu am putut singură, deci mă uit în urmă și niciun merit, nici al meu, nici al familiei, doar lui Dumnezeu. El ne-a dat putere. Nu greșește. Niciodată. Lucrează diferit de cum vrem noi, da, total greșește diferit. Niciodată, da. Total dar diferit. Asta eu cred că este foarte important să ți impui în viață că Dumnezeu nu greșește, pentru că dacă nu ți-ai stabilit asta ca regulă de aur... Atunci ești debusolat, nu mai știi ce să crezi. Deci în momentele, dacă atunci ați formezi teologia în mijlocul necazului, deja e cu probleme. Și bănuiesc că și voi ați avut experiența aceasta, să vedeți că Dumnezeu nu greșește niciodată. Bănuiesc că toți credem într-un Dumnezeu, nu un Dumnezeu mare în trecut doar, nu un Dumnezeu mare și care lucrează pe vremea nu știu cui, ci un Dumnezeu care este același și în zilele noastre. Un Dumnezeu care rămâne Dumnezeu, care ne oferă șansa salvării prin Domnul Iisus Hristos, un Dumnezeu care ne este în același timp stăpân și decide ce vrea cu viața noastră. Nu întotdeauna ne place ce decide El, nu întotdeauna înțelegem ce decide El, dar dacă avem răbdare, pe parcursul vieții la unele aspecte primim explicații aici. Bănuiesc că la unele aspecte vom primi explicații dincolo, dacă va mai fi nevoie de explicație, pentru că atunci când vom vedea cine este El, ce a părăsit Iisus Hristos pentru noi ca să vină să ne salveze, ce ne-a pregătit dincolo, nu știu dacă ne vom mai pierde vremea să cerem noi, că avem noi așa, când voi ajunge dincolo vom întreba, nu cred că vom întreba nimic, pentru că ceea ce vom vedea în El și ceea ce ne va pregăti El va fi mult mai frumos decât să ne gândim la lucrurile care până la urmă sunt trecătoare aici pe pământ, chiar dacă înseamnă trecere cu lacrimi sau cu bucurie. Vă mulțumesc tare mult că ați venit, că v-ați deschis sufletul. Nu trebuie să credeți tot ce spun ei și rugați-vă, dacă se poate, în planul lui Dumnezeu, să fie povestea lor și niciodată povestea voastră. Dar dacă nu va fi niciodată povestea voastră, îmi permit să vă dau un sfat, să nu vă credeți nici mai bun decât ei, nici mai sfinți, nici mai speciali,
E mila lui Dumnezeu. Cum a fost pentru voi mila lui Dumnezeu, este mila lui Dumnezeu și pentru voi și pentru mine. Dacă veți trece pe undeva, măcar atât să vă gândiți că Dumnezeul care a fost credincios cu toți ceilalți va fi credincios și în cazul vostru. Un pic de răbdare, poate un pic mai multă răbdare, îndelungă răbdare. În economia lui Dumnezeu este prins și factorul timp, deși el nu are nevoie de timp, dar așa a hotărât el. Bucurați-vă de binecuvântarea lui Dumnezeu, bucurați-vă de copii sănătoși care îi aveți, dar nu luați ca un lucru de apucat, ci mulțumiți lui Dumnezeu pentru aceasta. Dacă aveți un copil special, gândiți-vă că Dumnezeu are un plan special, prețuiți copilul, prețuiți-l pe Dumnezeu, lăsați-l pe Dumnezeu să-și facă lucrarea așa cum știe el. Dacă nu sunteți căsătoriți și aici Dumnezeu lucrează, este important să așteptați tot timpul lui și hotărârea lui. Și dacă unii poate sunteți în perioada în care vă gândiți că aveți nevoie de foarte multe reparații trupești, gândiți-vă în primul rând la sufletul vostru, să ne fie sufletul bine, ne întărim genunchii care au slăbit, mâinile le îndreptăm mai mult înspre Dumnezeu, mai mult decât orice sufletul, și în timp ce ne bucurăm de binecuvântările lui Dumnezeu în diversitatea lor, nu uitați, o să încerc să-mi repet și mie și vouă același lucru, nu uitați, Dumnezeu ne vrea o binecuvântare pentru alții. Cum? Luăm ce ne dăruie Domnul Iisus Hristos, împărtășim cu alții, pentru că Evanghelia este suficientă, harul lui și bunătățile lui suficiente sunt pentru toți. Rămâneți sub binecuvântare, fiți binecuvântați, încă o dată mulțumesc frumos! Și noi.